Sunt convins că echipajele de salvatori de pe aceste autospeciale sunt pregătite să ofere asistența necesară în astfel de intervenții, cu un specific aparte și, așa cum sunt convins că știm cu toții, cu un impact emoțional uriaș. Veți avea în mine un susținător a acestor demersuri și cred că sunteți conștienți că veți avea, dragi salvatori, în mâinile voastre destine fragile, iar responsabilitatea dumneavoastră este una imensă. Profilul stării de sănătate a populației din România este unul precar raportat la țările Uniunii Europene, iar un indicator cu adevărat îngrijorător reprezintă mortalitatea infantilă. La acest capitol, România se plasa, din păcate, la nivelul anului 2020, pe locul 2 la nivel european. Putem schimba această situație dramatică printr-o abordare integrată, prin intervenții și accesarea cât mai multor programe destinate achizițiilor de echipamente medicale moderne pentru intervenții. Ambulanțele pe care le vedeți astăzi aici sunt destinate intervențiilor de urgență în cazuri critice pentru o categorie extrem de vulnerabilă reprezentată de nou-născuți. Astăzi, cele 12 mașini vor merge să înlocuiască mașinile vechi, dar vom crea și noi echipaje. Și aici vorbim de Brașov, Prahova și Sibiu. Bineînțeles, medicii care urmează să lucreze pe aceste ambulanțe vor parcurge cursuri specifice de pregătire pentru transportul neonatal. Anul trecut au fost 1737 de misiuni de transport a unor nou-născuți aflați în stare critică și asta includ foarte mulți nou-născuți prematuri. La câteva sute de grame, 1500 de grame, 900 de grame transportați în stare critică către centrele specializate din spitalele care au maternități avansate. Din cele 1737 de cazuri transportate anul trecut, 1400 au fost transportate cu unitățile terestre de terapie intensivă mobilă, 325 folosind elicopterele SMURD dotate cu incubatoare și 12 cazuri cu avionul SMURD pentru asigurarea unui transport rapid pentru cazurile respective. În acest an deja suntem la 579 de misiuni de transport neonatal, din care 472 terestre, 97 cu elicopterul și 10 cu avionul. În caz în care pe drumul de transport, care de regulă e unul lung, mașinile astea lucrează regional, merg între județe, dacă se întâmplă că acest caz să necesite îngrijiri pe drum, mașina se oprește și copilul este pus pe masă de lucru și se lucrează în condiții optime înainte să fie repus în incubator. Deci, cum am zis, incubatorul care o să-l vedeți acum, încercăm să-l replicăm în 6 din elicopterele noastre. Asta este incubatorul cu echipamentele aferente. Lăsați-l așa, da? Incubatorul asigură, bineînțeles, temperatură optimă pentru copil, pentru că nou-născutul prematur, nou-născutul care este critic, își pierde temperatura foarte rapid și devine hipotermic. Deci incubatorul își păstrează temperatură. Avem un ventilator special pentru nou-născuți, cu greutate foarte mică. Și bineînțeles, restul echipamentelor medicale și care completează ce este inclusiv în mașină, de monitorizare, de urmărire a copilului. Medicii care lucrează pe aceste mașini și asistenții provin în principal din unitățile de primiri urgență, sunt medicii care lucrează pe SMURD, dar care au cursuri în acest domeniu și în unele zone mai participă cu noi și colegi, cum am zis, neonatologi.